În piața agroalimentară din Molcam bate vântul de ceva vreme, deși producătorilor botoșăneni li s-au promis prețuri mai mici la chirii și un spațiu optim pentru a-și comercializa produsele, aceștia nu se îngrămădesc nici acum. Aici la noi vine foarte rar la ora 2 când încep să iasă la lucru, vin poate 10-15 și pleacă. Nu se prea cunoaște piața de aici la noi la Mol. Și totuși ar trebui ceva făcut care să facă niște reclame, niște... Nu știu ce ar putea să facă. Chiar dacă la uvertura Mol condițiile sunt mai bune, asta având în vedere că vremea se va răci odată cu intrarea în iarnă, comercianții de produse agroalimentare preferă să rămână în piața mare. Noi am vorbit, ei spun că, domne, cum se strică vremea, noi vrem să venim acolo. Când prețul la tarab este jumătate decât este prețul în piață. Oferim condiții deosebite, dar ei n-au avut încă niciun an comparația, pentru că noi am deschis în decembrie. Iar asta fiindcă sunt sceptici în ceea ce privește vânzarea produselor. Pe de altă parte, în piața agroalimentară de la Mol sunt primiți doar producătorii, majoritatea cu mici afaceri de familie, care nu își permit să angajeze alți lucrători asemenea samsarilor. Și atunci îi spun, da, dar noi suntem în familie. Noi suntem doi, unul la câmp, unul la tarabă. Unde punem a doua tarabă acolo? Că nu renunțăm în piață până nu vedem care-i treaba. Și avem acum promisiuni cum să... Dacă se strică vremea, vreau să vin. Directorul de la Parc Industrial susține că momentan sunt în desfășurare negocieri vis-a-vis de deschiderea unei pescării în cadrul pieței pentru a spori numărul de producători și comercianți.